nimeni nu se naște copil al lui Dumnezeu. Și odată cu căderea lui Adam în păcat, omenirea a devenit despărțită de Dumnezeu. Și a pierdut dreptul de a-L chema pe Dumnezeu Tată. Și Dumnezeu nu mai are nicio responsabilitate față de noi. Din acel moment, noi am devenit vrășmașa lui Dumnezeu. Există această argumentare care de altfel este falsă. Pe cum eu, care îmi iubesc copiii mei, chiar dacă sunt răi, Dumnezeu să nu facă același lucru față de copiii Lui? El ne-a creat. Dar noi nu suntem copiii Lui. Noi suntem copii ai mâniei, stăpâniți de cel rău, sub autoritatea și controlul Lui, vrășmașii, dușmanii lui Dumnezeu. Și Dumnezeu nu este în felul acesta Tatăl nostru. El este Creatorul nostru, El este Judecătorul nostru. Mulțumesc! Nimeni nu se naște copil al lui Dumnezeu. Trebuie ca să fii născut din nou. Trebuie ca să fii adoptat în familia lui Dumnezeu ca să devii copil al lui Dumnezeu.